De aici nu se observă, dacă duceți mai aproape, sunt proiecte tale. Eu am zis că fac infarct. Asta e sinistră. Da, dar eram la televizor. Nu uita și acolo am fumilat, dacă ajunge acolo. Câte de aici până acolo? Să zicem că este vreo 50 de metri. Cât de mare a fost acolo? Da. Dacă ajungi la antena aici, pe mine, părjolit-o la vecinul acolo, uitați și la vecinul acolo, plasticul ăla este galb. Ajungi urmăra de ca... Peste casă. Da, eu am zis că mi-a casă acolo. Pericol. Asta... Ați văzut acolo mașini arse, ce? Da, când am venit, eu am fugit la o soră de-a mea. N-am mai avut, am plecat descurț. Este locuri în cală. Vă dați seama că v-ați puteam întors? Să ard în casă. V-ați întors acolo? Da, m-am întors după aceea. Poliția nu m-a lăsat să intru. A fost proprietarul căjii. Și a zis că se ocupă pompierii, dacă în caz de ceva. Dânșii și-au făcut datoria. Să plouă Mihai. Uitați! Uitați nămolul! Uitați! Mă duc și pe partea cealaltă. Uitați! Deci cu acordul meu faceți asta. Haideți să mă duc și pe partea cealaltă să vedeți. Și mie mi se spune că ce vrei să te pus? Are cine mă pupa? Uitați, el mă sună. O filmați și aici, uitați. Stai că sunt cu televiziunea, filmez asta. Uitați acolo geamurile, uitați nămolul, uitați aici. Uitați zidul crăpat cum plecă. Veneam cu captopirul la tine. Că domnul polițai îmi zis să... Nu. Nu, haideți, vă rog. Nu are, nu are, nu are vină pe domnul polițist. Domnul polițist asigură perimetrul. Eu vă înțeleg să... Haideți și aici să filmezi garajul în partea cealaltă. Supărarea, dar să știți că polițistul asigură perimetrul, n-are nicio vină. Ia uitați, haideți în partea cealaltă să vă arăt. O să sun și salvarea, o să plece și la spital și cu asta am încheiat. Dar nu să mi se vorbească și ăsta. Explozia la ce oră a avut loc? Păi știți, cred că nici nu mi-aduc aminte că eram atât de dezarmată. Nu știam să scot soțul din casă, credeți-mă că e cardiac. Știți prin ce trecui? De-abia merge, are probleme grave soțul meu. Uitați-vă pe casă, uitați-vă, sparsă plăcile acolo, uitați acolo, să vă dau ceva să vă ridicați. E totul un dezastru la mine. Unde pot dormi cu soțul meu? Și mie mi se spune că nu. Da. Dar chiar să nu mi se vorbească așa, adică eu spun că s-a afectat, mă spun, văzură și la mine în casă, unde pot dormi? Nu mă ia nimica. Cum vă numiți? Bălașa Carmen. Da, chiar se vorbește arogan, chiar știți prin ce trebuie să scot soțul meu din casă? Nu poate să meargă! Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de o explozie urmată de un incendiu la un operator economic de pe raza localității Cureza. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul ISU Gorj, precum și 2 autospeciale din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență. Suful exploziei a afectat mai multe autoturisme, generând și un incendiu la sediul agentului economic.
Incendiul a fost localizat și lichidat rapid de colegii noștri, limitând efectele acestuia și pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Au fost răniți? Da, au fost 5 persoane care au suferit leziuni minore în urma exploziei și a intervenției primare a acestora până la sosirea echipajelor de intervenție. În prezent este un incendiu, o ardere controlată la gura țevii pentru a arde gazele existente pe conductă. Gazele au fost întrerupte pe acest tronson, urmând ca noi să stabilim cauza probabilă acestui eveniment. Au fost afectate și casele din jur? Da, în urma explozii au fost, bineînțeles, afectate și câteva case din jur, însă pagubele nu sunt majore. Câte mașini au fost incendiate, în felul că sunt în totalitate? În urma suflului explozii au fost afectate 8 autoturisme și distruse complet.